E în bucătărie acum. Da, începem în forță. A făcut ce trebuie până acum. Și-a pocnit palmele. Și acum... da. Dragostea învinge, mă, până la urmă, mă. Că ascultați-mă pe mine. Prea multă dragoste strică. Dacă dai prea mult din prima, rămâi cu buza umflată. Deci te recunoști că... asta e. Ce vrei? Mă, da, ți-ai cerut iertare? Da. Și ea te-a iertat? Nu. Salutare! Sunteți pregătiți pentru marele show? Bravo! Am spus marele show pentru că săptămâna aceasta e cu adevărat specială. Avem 4 invitați senzaționali și îi mulțumim calculatorului care a tras la sorți această grupă de Liga Campionilor la divertisment. Este un calculator de ultimă generație. Dar mă opresc aici, pentru că nu este o emisiune de IT, este o emisiune cu oameni pentru oameni. Oameni frumoși, de ți-e mai mare dragul să te uiți la ei. Acum o să le spun doar numele, pentru că alte detalii sunt redundante. Ștefan Stan, Cosmina Păsărin, Gabriel Coveșanu și, cu voia dumneavoastră, Andreea Mantea. Vă mai spun doar că numele pronunțate mai devreme au făcut împreună câteva mii de pagini de ziar și batem gongul acestei săptămâni de gală. Aplauze! Așa cine pe cine a părăsit și de ce? A, frate! Dacă am fi la presa scrisă și virtuală, am putea spune cam așa. Bombă de presă! Andreea Mantea rupe tăcerea! Dați click să vedeți ce a putut să facă! Dar pentru că suntem la cireașa de pe tort, o să vă spun doar atât. Rămâneți pe recepție. Urmează Andreea Mantea. Andreea Mantea este o fată deosebită. Am avut ocazia să o cunosc, am lucrat împreună. Am cochetat și cu actoria, am cochetat și cu partea de prezentator a unui divertisment, a unui show de divertisment și cu partea asta așa mai dură, îmi place mie să o numesc, partea de tabloid. Nu știu care mă atrage mai tare. Am auzit că e o foarte bună bucătăreasă și asta contează când particip la un astfel de show. Mănâncă mult, n-ați crede. Ea la nunți, când mergeam, mânca tot meniul, fără niciun fel de probleme. Nu știu unde are arderile foarte bune sau ceva, că nu se vede pe ea absolut deloc. Dar este o... fată care mănâncă serios. Motiv pentru care sunt convins că masa pe care ea o va pregăti va fi una consistentă. Sper că nu ne va pregăti un meniu de nuntă. Aș vrea să gătesc un meniu tradițional românesc. Nu știu exact ce o să apuc să fac, ce nu o să apuc să fac. Andreea gătește foarte bine și Andreea știe să gătească absolut orice. Orice îi dai să gătească, gătește. Știe. Aș vrea să fac o gustare rece, dar și o gustare caldă, să le îmbin pe toate ca să nu fiu acuzată că doar am tăiat și am așezat. S-ar putea ca Andreea să pregătească ceva special pentru Ștefan Stan, adică... O ciorbiță de fasole cu afumătură, cu ciolan afumat și cu puțină slăninuță, cu tarhon, că așa știu eu că la ciorba de fasole se pune tarhon. De ce menționez asta? Că de fiecare dată când merg și mănânc ciorbiță de fasole, peste tot tarhonul este lipsă. Dacă începe să facă ciorbe și chestii de astea, e cam mult pentru o cină. Cred că va face sarmale. Tochitura cum se face, cu mămăliguță, cu ceafă, mușchiuleț, pulpă, ce-om găsi de la porc, niște cărnăciori, un pic de vin, un pic de usturoi, se lasă zeama de la cărniță, peste mămăliguță un ou, puțină brânză de burduf rasă. Mi-e foame deja, am auzit că e o bucătăreasă foarte bună. La desert aș vrea să fac o plăcintă cu brânză. Aș vrea să fac eu foile, aluatul, pentru plăcintă. Pentru prima dată, Andreea Mantea va găti la cireașa de pe tort. Văzând-o în camera aia țărănească, ea cu părul prins într-o coadă, cu roșu aici, cu decolteul generos, mi-o imaginez gospodină. Exact cum erau
mai știi tu reclamele alea, afișele alea de pe vremuri, din anii 30-40, este prototipul gospodinei adevărate, generoase, care, în orice caz, ne va găti mâncare românească, cu ciorbă de fasole și tochitură și plăcintă. Sper să se țină de cuvânt, cât tare îmi doresc să văd o Andreea Mantea pricepută și care are și altceva de oferit decât... decât. Mi-am dorit să gătesc produse eco, bio. Mă bucur din tot sufletul căci un prieten pe nume Google mi-a șoptit așa de un loc foarte drăguț, undeva la kilometrul 23 pe autostradă spre Pitești. Tot găsim aici la ferma asta. Acum așa scrie pe internet, ceva va ieși. Suntem la kilometrul 25, ceea ce nu este bine, pentru că trebuia la kilometrul 23 să facem dreapta. Dumnezeule mare, unde întorci când ești pe autostradă? S-a grăbit puțin și a ajuns cam departe. Nu-i nimic. Tot notă mare pentru Andreea Mantea, gospodina noastră, cea de toate zilele. Amin! Andreea vrea să ne surprindă cu adevărat și merge direct la sursa legumelor, la mama și la tata lor. Cam așa se face treaba când ești bun. Dar, dragi telespectatori, să-l cunoaștem pe domnul Liviu. Bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Micul fermier va aștepta cu ferma lui gata, pregătită pentru a o vizita și dacă aveți nevoie de ceva, produse le găsim aici pentru masa de diseară. Da. Domnul Liviu bănuiesc că este texan. Are o pălărie din aia ca în Texas, dincolo de Rio Bravo. Toți românii vor să fie texani, toți românii vor să fie jere. Câte vinete, câți ardei. Legume proaspete, făcute de noi, numai cu îngrășământ natural. Dar mie nu-mi vine să le rup. Chiar dacă nu va găti, nu sunt sigur că va face ea toată treaba, pentru că își propune prea multe. Totuși, văd ceva ce până acum n-am mai văzut la cireașa de pe tort, o seră care furnizează ingredientele pentru o cină. Bravo, Andreea Mantea, și mulțumim domnul Liviu, texanul. Uite cât de bine miroase! Punem mai multe roșii sau? Mai multe punem ca să avem... Să ne spui la ce le folosești, la salată? O să punem la aperitiv, o să pun roșii. Prin asta, așa, mamă, cu brânză, roșiile astea, cu gustul ăsta. La fermă ca la fermă. Legume, fructe, animale, fel și chip. Toate împachetate delicat în poveștile emoționante, sensibile și ușor rustice ale Andrei. Ca la țară. Doamne, ce mă strigă! Stați un pic că mă strigă Ștefan Stan. Da, vedem. Ștefane! Da! Da, ce zi? Ia uite, s-a întors cu fundul la mine. Chiar așa? Măi, mamă! Ștefan Stan, măi. Aoleu, mamă! Niște berbeci frumoși acolo. Bine, carcase de berbeci, ei sărace sunt morți. Întinse frumos, după aia în spate slănină, mă. Aveți și pește, și cârnați, și slăninuță. De toate! Aveți lista cu ce vă trebuie pentru seara asta? Da. Vă rog. Și conform listei pregătite cu mult timp înainte, Andreea face o selecție sau preselecție a unor porcării despre care nu vreau să vorbesc. E de porc. Doamne, ce bine arată! Brânza de capră e cea mai bună. Brânza de capră e... Ar trebui să o folosim mai des. Îmi place să fac ea absolut tot, cap-coadă. Nu există, lasă-mi, hai ajută-mă tu să-mi faci aia, să... Nu, face ea tot. Na-na-na-na-na. După porci, după oi, după roșii și toate cele, trebuie să ne spălăm bine de tot pe mânuțe, sub unghiuțe. Mi-a sărit oja de pe unghii. Dacă vedeți că mi-arată unghiile încozitor, să nu vă supărați, să nu vă speriați, am clătit tot. Bun. Și să ne apucăm, pentru că așa se apucă orice om în bucătărie, nu
se apucă de mâncare, de felul principal, se apucă de desert. Fac plăcintă cu brânză și stafide. În loc de brânză mi s-a dat urdă, înțeles că e mai bună. Șervețele, da. Mădălina, vino că tu ești cu mine astăzi. Este Mădălina, este ajutorul meu din această zi minunată. A apărut Mădălina, ajutorul Andrei. Dă-i seama că Mădălina o să facă toată treaba. Da. Sper să nu fie așa. Așa. Să facem foile. Am vrut să iau foietaj. Foi de plăcintă. Sare a pus în făină? Trebuie neapărat sare în făină, de la bun început. Drojdia. Să o fărămițez un pic așa. Așa, nu? Așa. Să punem un vârf de linguriță de sare. E bine sarea să fie pusă de la început și amestecată cu făina. Să nu facă contact direct cu drojdia. Nu este o tragedie, dar drojdia este inhibată atât de sare cât și de zahărul în exces. Doamne, cum o să iasă plăcinta asta? Doamne, dar ce făină albă! Dar ce mai ia moale și frumoasă! Doamne, cum o să te topești tu în guriță la cove! Dar la Cosmina, Ștefan o să se bucure să te mestece, pentru că lui îi place să mestece. Da, o să fie așa de bine, Doamne! Să o lăsăm un pic să crească un pic drojdia, să se așeze și să ne apucăm de brânzică și de compoziție. Parcă și spus Ștefan că știe să pregătească astfel de bucate. Cam multe ouă, ce-i drept, că noi n-avem aici un kilogram și ceva de brânzică. Până la urmă, faptul că pregătește foi pentru plăcintă este meritoriu. Și faptul că face singur toată treaba, cu ajutorul Mădăline, dar pune mâna acolo, pe mine mă bucură. Zahăr. Zahărul se adaugă în compoziția de brânză chiar la final, că dacă nu adaugă la final, compoziția se va înmuia. Cam așa, eu zic că e de ajuns. Niciodată n-am știut să măsor, după gramaj, după... N-am știut, că nu m-am priceput la prăjituri. Ia să vedem, să gustăm. Mai merge zahăr, din punctul meu de vedere. Acum, dacă greșesc... Nu mai pune zahăr, lasă, nu mai pune deloc. Nu, că e prea mult tot. Prea mult tot. O să dea de tot în diabet. Și nu, eu chiar țin la ei, pe cuvânt, chiar țin la ei. La amândoi. Și la Cove și la Cosmina. La amândoi țin. Ștefan? Cine? Ștefan. Care? Care? Nu, tu ai venit să mă ajut sau să mă... Deja compoziția a devenit lichidă din cauza zahărului adăugat prea devreme. Ai văzut? Fără făină, nu știu ce ne-am fi făcut. Făina nu va face nimica bun. Nu o va îngroșa. Așa, ia să vedeți acum ce frumusețe de cocoloașe o să iasă aici. Cele mai frumoase cocoloașe aici, dar e bine că nu se simte. O să zică că e brânză. Oricât ar încerca să repare compoziția de plăcintă, nu va face nimica, pentru că zahărul trebuie adăugat la sfârșit. O spun pentru a treia sau a patra oară, dar în felul ăsta îmi doresc ca gospodinele să rețină lucrul ăsta. Horia, când ai spus gospodine, ai inclus-o și pe Andreea în această categorie socio-profesională? Sau nu? Voi cei de acasă, ce părere aveți? Uitați-vă și scrieți pe Facebook. Mulțumesc! Și pentru că la aperitiv avem doar gustare rece, ca să nu fiu comentată, pentru că îmi dai seama că nu se atrage atenția, dar ce ai gătit tu, dragă? Păi uite, ai tăiat niște brânză, ai tăiat niște roșii. Hai, bravo, le-ai adunat din grădină. Minunat. Nu. O să fac jumătate, gustare rece și gustare caldă. Da. Și aș vrea să fac niște drob din ficăței de pui și o să pun și puțin piept de pui. Pregătește drob. Păi drobul nu era în plan. Era vorba de altceva. În fine. Ok. O să pun și pieptul de pui la fiert. Pun imediat, că văd că a început și aici să se agite. Așa. Mai mult mărar, așa se pune la drop. Avem aici și ceapă verde. Aștept să se fiarbă pieptul de pui bine, 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 după care o să-l toc mărunt, mărunt, mărunt. Ficăței să se facă mai bine, le amestec. După care pun mărar, pătrunjel, ceapă verde și ouă. Arta culinară pare o joacă de copii când te ghidează cineva atât de determinat ca Andreea.
Apropo, că am o dilemă. Cum se spune corect cineva atât de bun ca Andreea sau cineva atât de bună ca Andreea? Oricum, o felicit pe Andreea pentru atitudine. Așa, uite, despre asta vorbim. Are forță. Asta este operațiunea foaia de plăcintă 1. Operațiunea foaia de plăcintă 1 în derulare. Ta-na-na-na! Deci? Ia, asta este o șmecherie pe care eu nu știam și am învățat-o acum. Vezi, unii știu unele, alții știu altele. Mădălina știe să pregătească plăcinte și știe să întindă aluatul. Andreea Mantea știe altele și bănuiesc că le știe destul de bine. Ai făcut plăcinte pentru cineva până acum? Da. La casă, separat, nu aici la muncă. Și acasă. Da, pentru cine? Păi musafiri, părinții. Da. Și a ieșit bună? Foarte bună. E, o să iasă și asta. Gătitul continuă și surprizele se țin lanț. Nu vă mai rețin, rămâneți lângă noi pentru că seara se anunță incendiară. Ce gospodină avem aici? Să nu simt cum anitre, cum beau într-una și petre. Și mai au un pic de că noi trăim pe pământ ca la frunza picată în vânt. Așa este. Să nu simt cum anitre, cum beau într-una și petre. Așa este. Că noi trăim pe pământ ca la frunza picată în vânt. Eu ține dragostea cu Anu, Anu! Și beau vinul cu borcanul, Anu! Iar rachivul beau cu sticla, nu pare rău de nimica. Mergem în cara, mergem în cara. Merge, cu dragoste acum, este ceva nemaipomenit. Să știi că îmi place atmosfera. Andreea Mantea, cum spuneam, este prototipul gospodinei perfecte. Mă refer la ce se vede, nu la cum se desfășoară în bucătărie. Și, bineînțeles, muzica în peisajul acela natural este exact ce lipsea, cireașa de pe tort. Și pentru că suntem la țară și Andreea este prototipul gospodinei tradiționale, am analizat, am mai stat și iar am analizat și am ajuns la o concluzie logică și pertinentă în ton cu atmosfera rustică și idilică din emisiunea de azi. Limuzina rămâne în garaj până la noi ordine. Dă-i bice, domnul vizitiu! Hai, hai, cu trăsioara, până hai cu șampania! Mergem la pasă, apoi șampania! Na-na-na-na. Hai, hai, cu trezioara, până-n dea la mărioara. Calul merge la pas și apoi face popas. Acest disc, mamă, dar ce foc! Modul de a găti pe disc mi se pare nemaipomenit. Dacă o să am ocazie, o să gătesc și eu pe disc cât de curând la televizor. Altă viață, domnule. Cărnații îi punem mai încolo, că sunt ușor afumați. Ce mi-e drag pe lumea asta. Ce vrem, mă, slumea? Băi, eu cred că te însori, mă, în seara asta. Așa pare, uite, cu cărla asta, cu aia. Zici că mergem să luăm mireasa, auzi? Sunt așa de la distanță, pace. Zlănina asta nu o las aici, Horia, stai liniștit. O să o iau. Am pus-o așa cât să-mi facă mie un pic de zeamă. Dar cu ce te-am greșit? Na 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 na. Hai cu ciolănel. Doamne, e o cantitate uriașă de cioran. Păi ori e ciorbă de fasole, ori e de cioran. Uite așa. Nu e prea multă carne, crede-mă. Da. L-am auzit pe Horia cum a zis de prea multă carne. Nu e prea multă carne, crede-mă. Este exact atât cât trebuie. Uite câtă oala, plus că trebuie să fie afumătura. Nu se pune mult în farfurie, dar ca să-i dea gust. Cât să-i dea gust. Așa. O să mai tai și o bucată de zlăninuță. O
Asta e! Deci ai un talent fantastic! Traseul cu căruța a fost senzațional. Cu lăutar, cu tot alaiul. Nu vine să cred că am terminat. Știți ce nu vă arăt? Nu vă arăt plăcinta cum a ieșit. O să vedeți la masă, o să fie o surpriză. Opa! Și drobul e fierbinte, e fierbinte și de asta se sfarăm așa. Asta e Horia, nu mă certa. De aici îl punem așa. Drobul arată foarte bine, mă bucur că i-a reușit, căci bănuiesc că va fi și gustos. Și abia aștept să-mi întâmpin în invitații. Ciorbă bună, tochitură făcută pe disc, foc de tabără, muzică, ea generoasă, prototipul de gospodină perfectă, care a demonstrat că poate să fie și o soție perfectă pentru cine o lua-o, oricum va fi un om fericit, viitorul soț al Andrei Mantea. Cine o fi, nu contează, noi nu vrem să știm. Bravo, felicitări, fată frumoasă! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Stai așa, stai un pic. Eu nu sar pe aici, n-am cum. Așa. Ne aștepta frumos, lângă un foc, trosneau lemnele în foc, ea frumos îmbrăcată, într-un costum tradițional, cu decolteul corespunzător, cu o făclie în mână, cu niște țoiuri de țuică în cealaltă mână. Ce să spun? Feric. Asta e pentru mine? Persoană? Da. Mămică, nu cred așa ceva. Deci tu nu ești tu normal. Tu vrei să ne îngrași. Nu trebuie să mâncați din toate. Câte puțin. Drobul l-am făcut eu. Ciupercuțele, ce ai făcut? Tu zic că ai făcut și șunca și toate nu, astea. Nu, ferească Dumnezeu să nu exagerăm. Aperitivul a fost foarte, foarte consistent. Putea să fie liniștit și felul întâi și felul doi și desert și deci în aperitiv aveam de toate. Mamă, ce bine arată. Deci mi-era dor de niște slană de asta cu ceapă, așa. Dacă erai nemâncat de vreo 2-3 luni, cred că tot nu puteai să mănânci aperitivul ăla. A pus în el tot ce se putea pune. Cred că tot ce a găsit pe aici, pe lângă curte, a pus acolo. Doamne, ce drob bun am făcut. Incredibil. Uite că ți-a pus și ciuperci aici. Da, e ok. Întregi. Foarte bun. Da. Nu? Nu știu, ori mie foame, ori ceva să... Domnule, dar uite ce gust are ciuperca asta mie. Mi-a fost teamă când am pus-o pe plită prima dată. Foarte bun. Nu... Aici, domnule, nu se face. Dar uite cum s-a făcut. Știam că Andreea va face o seară de-asta tradițională, o seară specială. Și atunci nu prea am mâncat pe parcursul zilei. Și am venit seara la cină, eram destul de înfometat. Când am văzut aperitivul ăla senzațional, am mâncat și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia. În așa fel încât, după ce s-a terminat aperitivul, eram deja sătul. Deci nu-mi place că nu a ieșit grasă. N-a ieșit grasă? Da, e foarte bună, să știi. Eu cred că vouă vă place că e mai light, dar mie nu. Da? E foarte bună. E seara, să nu fie prea grasă. Da, mă, dar ciorba de fasole cu afumătură trebuie să fie... Auzi, unde-i fasolea? E pe acolo. E neagră, uite, e roșie, pardon. Ciorba de fasole cu afumătură, cu ceapă, cu... Adică exact ce se recomandă de regim. Luați orice regim vreți, de la Ducan încoace. Toți recomandă ciorbă de fasole cu afumătură. Ciorba de fasole, cred că este un preparat care se servește în jurul prânzului. Mi-a plăcut. Au lipsit boabele. A fost ok. Niște boabe vrei? Nu mai pot. Deci mă nu fac cu mănânc. Te faci că mănânc. Ce faci? Ce ai zis? Toți ne facem că mâncăm. Bă, nene, hai poftă bună. Hai. Mâncați fără pâine. Hai. Hai, Ștefan, că deja mă supăr. Ce pot să spun? Andreea știu cum gătește ciorba de fasole, știu cum gătește în general. Este o bucătăreasă desăvârșită. Cred că a fost un punct în care m-a cucerit cu chestia asta. Cu bucătăria. Știi că mănânc, dar nu mai fi rău. Șantajist. Nu mai fi șantajist de sentimentală. Ea a rămas de ieri. Nu, tata, nu mă pânge. Uite ce pânge. E cu ciorba. Am înțeles. Mănânc, las, mâncare. Las, am înțeles. E cu ciorbă, așa. Dau ce ciorbă. Hai de papă. Dau ce pâine. Cum vezi? Da, uite cum s-au împrietenit. Da, Andreea, uite cum mâncăm, ia uite cum mâncăm. Ce bună e. Bă, da, măi, e foarte bună. Ia uite-mă pe mine cum mănânc carne de porc. N-am mai mâncat de nu știu când. Da, mănânc. Uite, au înviat muștele astea.
Dar tu de ce nu mănânci? E zeamă goală, eu vroiam dar grasă, cum să fie... Și eu grasă asta, grasă, dacă era grasă era altfel. Ufa. Să curgă untura aia, așa, știi, să se prelingă barba, să fie frumos, da, nu? Sunt foarte, nu mie, așa eu sunt foarte tristă că nu ai ieșit. Și eu am o tristețe pe undeva, ce notă îi dai Ciorbei? Eu? Un 5 amărât. Andrei îi place... Mâncarea foarte grasă. Am mâncat acea ciorbă care era foarte gustoasă, ea spunea că nu este suficient de grasă, mă rog. Când gătea pentru mine, nu gătea foarte gras, că știe că nu-mi place. Da, s-a Cosmina, nu știu dacă ați văzut, dar o să vede. Bă, dădea cu capul de cocoșul ăla, n-ai văzut așa ceva, știi? Prietenul meu, partenerul meu de dans în această seară, vi-l prezint, este cocoșul roșu. A luat cocoșul în brațe, l-am dat, dansat cu el, zic, bă, săraca, ce să mai distrează, înțelegi? Nebunie mare ce a fost. Muzică, dans, antren, voie bună. Cove a rupt dansul în două. Ce a urmat a fost nenorocire. Aceea de a se distra la fel de fiecare dată. Că mergem la botezul tău, că mergem la botezul tău, al tău și al tău și al tău, sau la nunta unuia dintre noi, distracția este aceeași. Lucru care, iar, nu mi se pare ok. Vin lăutarii, cântă cam aceeași muzică, ne distrăm la fel, facem hore sârbe și cam asta e. Nu m-am gândit că o să îi displacă. Dacă nu i-a plăcut, nu i-a plăcut. În fond și la urma urmei n-au fost manele, dar mulți, pentru că nu cunosc chiar atât de bine cultura țării noastre, încurcă muzica românească, lăutărească cu manelele. Dar să fie ei sănătoși. Bine, DJ. Băi, mă, de cum te-ai pus să ne omori, mă, mâncarea tata? Mai e, mă, ia uite. Asta, pe asta e, n-am mai fost odată. Ea aici are păstrămioară. Aha. De oiță. Da. Da. Voi aveți altceva. Exact ce e drag ficatului. Deci ce-i place lui cel mai mult? Băi, băiatule, fii atent. No. Că ea are ceva cu tine și vrea să te doboare, poți să înțelegi. Vă prezentăm. Bă, dar ce are cu, ce are cu noi? Foarte multă mâncare. Extraordinar de multă mâncare. Pe mine m-a... Nu știu, mi s-a părut că e mult prea multă și nu e cazul, adică era destul de târziu. Nu, bună, gustoasă, nu, toate au fost senzaționale. Mante, nu puteai mult să ne dai doar asta? Da, pe bune. S-a răcit. Nu mă așteptam la tochitura aia să fie atât de bună. Bun, bravo, dar desert ce ai? Mai pune și mie puțină apă. Nu vorbesc cu tine despre desert până nu mănânci. Tot din farfurie. Mamă, păi stăm aici până mâine. Mante, o mai adus în câmp. Și dacă sunt la 112, nici nu nimerește salvarea aici adresa. Exact, trebuie să vină cu elicopterul. Exact, tocmai de aceea. Trebuie să-i dau coordonate de GPS și n-am de unde. Că ea de unde vine, trebuie să aterizeze cu smurdul aici.
Păi spui așa, că de unde a plecat noi... Pe tu dai seama că eu dacă mai mănânc puțin trebuie să-mi facă descarcerare să mă scoată din cămașa asta? Da. Madalina, mâncați. Pregătește desertul. Adu dulceață, hai. Madalina, cafele dulceață, că ne da, și-o cafea. Magiundă prune. N-ai. Aia, uite, aici ai pierdut. Aici, la magiune, la magiune ai pierdut. La giun, magiun. Dacă vreți, pot să vă dau altceva. Găluște cu prune ai făcut? Nu e magiun, dar... Ce e? Eu vreau să plec. Nu vezi ce s-a întâmplat? Nu că e păsărat, mă, și eu vreau ceva. Băi, dar cu minte că nu e... Nu, tată, nu! Vreau să zic că mi-am tras aer în piept, dar că am răcit astăzi, că am stat în frig, mă dor umfarele, mă doare stomacul, mă doare spatele, mă doare... O, țăracă de dimineață, tată, cât te faci bine? După ce că-i tânără și bine, Dumnezeule! Sunt fazele ei, sunt momentele ei, sunt răsfățurile ei. Floarea! Unde, care? Floarea de la... Da. Vara! Eu țingaș. Da, 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 nu. Vara, n-auzi? Deci nu mai mâncați. Bă, ce să nu mai mâncați. Stau să mă loc de voi. Eu când mă uit la ăștia doi, îmi dau seama că nu strică Dumnezeu două case. Să mor eu dacă... Deci, clar. Mă și gândesc, dacă o avea copii, când o avea copii, o să-i explici odată, ia mâna că strici floarea, ia mâna că strici, ia mâna că strici floarea, înțelegi? Adică, așa e ea. E foarte impulsivă, îmi place. Asta, mâncarea, tochitura, îmi place. Da. Ce sunt murăturile astea aici? Păi pe asta am zis că ne dai desert cu murături. Hai, lasă-le aici, că dacă mi s-a pleacă, uite așa. Plăcintă? Ce e asta? Plăcintă de? Ce sunt astea? Stafide? Cu urdă și cu stafide. Plăcinta foarte bună. Dar mai mult de o feliuță n-a intrat. Vă place plăcinta? Nu le amestec. Deosebită. E minunată. Știi că eu nu fac dulciuri. Hai, lasă-mă. Nu faci tu dulciuri? Păi am făcut eu dulciuri, adică fac așa că trebuie, dar îmi place mie să... Nu-ți place dulciuri, nu? Aminte. A, deci faci. Nu ți-ai făcut niciodată? Da, să mă aminte. Dar ce faci, Andreea, acasă? Nu. Dar nu stau să... Dar gătești în fiecare zi. Bă, mi-a ținut măzărica aia. N-am cuvinte. Măzărică, m-am spus cum face mazăre. Cu pui așa și cu sosul ăla. Nu-mi da vestea asta. Senzațional. Mantă, nu pot să zic decât atât, ne-ai scos din foame în seara asta. Doamne, ajută casca. Și unde dormim? Unde ziceți? Auzi? Acolo unde ai fost tu, îți faci așa? Nu înțeleg întrebare. Tanti aia care umbli tu acum, îți face plăcinta de asta? Nu umblu cu nimeni. Păi asta vreau să zic. Unde ai fost? Unde ai fost? Faci așa? Păi el a stat de plăcinte, mă, atunci. Are și cum vei dreptate acum, ce să zic. E bună? Cine? O fi, na, da. Tanti aia sau plăcinta? Plăcinta, se putea și mai bun. Păi dacă ești rea cu mine și îmi bagi vorbe ia în gură. Ia cu gogoșa. Lasă-mă în pace. Du-te de aici. Mă termină cu prostiile. Că... Mă dă gât acum, dar mă lăsa cu minte. În seara asta nu vreau să vă supărați pe mine, Cove sau Cosmina, dar m-am simțit ca acasă. M-am simțit foarte bine. Andreea este o gazdă excepțională, senzațională, minunată. Ia la degetul în gură. Nu mai spune ce se vede. Hai că mai e. Nu mai e. Și unde auzi, te gândești că ai spălat pământ? Ce să te rog? Fii drăguț că nici noi ne-am spălat. Poți să ne ajungi și pe noi. Toată mâna ta. Mai are cineva vreun deget? Stai, mă descalț. Ai degete și la picioare, ai dreptate, da. Mandu, mai ai ceva de dat în program? S-a terminat, man, nu mai am. Am înțeles. Bravo. Auzi, dar tort țărănesc n-ai făcut? Cu șuncă și cu... Păi știi ce e tort? Brânză și cu multă. Și cu niște murături și cu carne de porc. Știi ce e tortul țărănesc? Nu. Colivă. Da, da, colivă. Ce notă să-i dau, bă, toată nebunia asta? 10, clar, nu mai... 10 cu felicitări din toată inima, a fost o seară excepțională. 8. Iau din cele 10 puncte 2 puncte pentru faptul că a pregătit mult prea multă mâncare pentru o cină și celălalt punct îl iau pentru faptul că pe o durată foarte scurtă de timp lăutarii au încercat să creeze atmosfera care se creează la o nuntă, la un botez, nu era cazul, era o cină între prieteni, prea multă agitație într-un timp foarte scurt și din păcate muzica de petrecere nu prea e pe gustul meu. 10, 10, 10, 10, 10,
10, tăiați voi la montaj când vreți. 10, 10, 10, 10. Ștefan o să mai dea vreo 30 de 10 și la emisiunea lui, dar pentru azi ne ajunge cât avem. 28 de puncte pentru Andreea Mantea și o căruță de mulțumiri pentru seara asta frumoasă. Nu plecați pentru că nu se termină cu una cu două. Ștefan a primit 24 de puncte. 24 de puncte. Fii atent. Băi, eu când am deschis aia și am văzut că Stan a luat 24 de puncte, din care 9 le dădusem eu. Dacă eu ție ți-am dat 9 puncte. Deci eu ție ți-am dat. De ce ți-ai fi dat eu 10? Stai să spun. Întrebarea e asta. Băi, stai să ți explic. Băi, să ți mai dau mai 9. Și răspunde ce ți-am dat. Că am vrut să dau 10 puncte, am vrut să ți dau. Dar ți-am dat 9. De la Freddy, domne. Nu, că ai fost erai timid, nu, domne. Că ai fost recalcitrant. Că ai fost mofturos, că ai fost nu faci nimic. Nu, ai fost mofturos. Ai fost mofturos în prima seară. Auzi, ascultă puțin. Pleacă de aici. Ascultă puțin. Băi, dar lasă asta. Fii atent, deci. De floarea. Băi, eu ți-am dat 9. Fii atent, dacă de 9. Cu floarea. Băi. Dacă dându ascultă-mă, concentrează. Dacă nu, concentrează. Dacă lasă asta, ajunge și acolo. Nu te mânjă acum, dacă nu te mânjă nas acum. Băi, nu te las. Băi, nebunule. E cu floarea, lasă telefonul. Deci dacă dându. Hai, să te bagi. Vine cu mama. Alo, lasă-mă, frate. Am o câștigă cineva. Urmă faceți la băutură. Stai, mă. Dar dacă eu ți-am dat 29, din 24 scădem 9. Din 24 de puncte, scădem 9. Câte rămân? Dar de ce, mă? Așa, ca să facem o socoteală. Să-ți dai tu seama cam câte puncte ți-au dat femeile astea două adunate. Și zic, bă, dar dacă eu am dat 9 și ăsta cu 9-le meu a luat 24 de puncte, bă, câte ori fi dat tăi las, mă? Înțelegi? Ălelalte, adică ele. Ți-au dat un pic mai multe puncte decât ți-am dat eu. Ia întreabă câte puncte ți-a dat ea. Ce faci? Bine? De ce, bă? Mă, câte puncte ți-a dat ea? Deci dacă eu ți-am dat, tu ai luat 24 de puncte. Ia mâna! Băi, tu ai luat 24. Lasă floarea! Eu ți-am dat 9. Lasă floarea! Ia, câte ți-a dat? Zi. Ți-am dat mult. Cât ce? Câte puncte ai dat? De drag? Câte puncte ai dat, Mantu? De drag. Câte? De ce să zic? Câte? Păi 6-7, câte puteai să dai? 6-7? Băi, din 24, dacă scădem 9, 13 împărțit la 2, câte ies? Eu i-am dat, tu i-ai dat 9, eu i-am dat 8. 1 pentru că era supărat. Mama, așa puțin mi-ai dat! Eu, domn, te rog frumos, nu mă deranja. Țineți-mă comor! Po, mi-am dat eu seama, vezi tu, că nu întâmplător e vorba aia, știi, că femeia nu e om, mai înțeles? Din ce cauză? Că așa se zice la țară. La bărbat se spune om, la femeie, femeie. De unde deducem că femeia nu e om, adică femeia nu e bărbat. Asta e logica vorbei. Nu știu ce ați înțeles voi. Cosmina a obținut din partea noastră, pentru că i-am dat cele mai puține puncte. De ce? Că așa am vrut eu, dar al drept. Că așa sunt ei. 30! Da. Eu n-aplaud că sunt în video. Aplauze, vă rog, îmi place. Hai, mulțumesc, bine, mulțumesc. Păi bine, mă, eu care am înțeles că sunteți martori. Am dat 10 la toată lumea. Că am zis, mă, dau de la mine? Nu, să fie bine, să nu fie rău. I-am dat 10. Ia-mă 10, că ai fost bun, te-ai chinuit, ai gătit, ai făcut piața pentru mine. Cine? Eu? Înțelegi? Acum, dacă eu am dat 10, de ce ai dat 5? Câte mi-ați dat? Fira! Ia fă socoteala acum! Fira! Cum mă, 15 puncte, mă, bă, băi, chiar așa, mă? Băi, să te dați 5! Băi, dar chiar așa? Eu ți-am dat 10! Tu mi-ai dat 10? Da! Bă, mulțumesc frumos, dă-mă stepul, băi, ești, băi, ești un prieten adevărat. Băi, iartă-mă, mă, că am fost... Băi, ce cu felicitări! Băi, eu sunt... Dă-mă, unde-i, mă, lingurea? Ia du-te, mă, dar aici am... Deci tu mi-ai dat cele mai mici note, mă? Pe bune, mă, ia telefonul și dai cu el. Dă-mă, dă-mi telefonul. 28 de puncte să-mi trăiască, deci, la fel ce dumneavoastră. Hai, mă, dar singură, eu am 30, am cu două, ai cu două puncte, mai puțin, ce naiba. Bă, el e om de 8. Ți-am dat 10 cu felicitări. 28 de puncte, am fost mulțumit, de ce să zic. Bă, mulțumit, mulțumit, până la urmă. Mă așteptam la 30, dar 28 chiar mi-a prins bine, m-ați înțeles? Și ce note ai dat? Eu? Da. Lui Mantea? Da. 10 cu felicitări și să rămână. Păi normal, crezi și Manteo. Eu. Manteo. Păi așa... 10 cu felicitări. Vin și eu cu 10 cu felicitări. Cu bine. 10 cu felicitări din partea noastră. 28. Cine a dat 8? Aminția nu e amuzant, sincer, pe bune. Cine a dat 8? Cineva. Cine a dat 8? Dă-te jos de pe laviță, ia-ți aia și gata. Hai să te aplaudă! Hai, ia-ți aia și pleacă de aici!
Pleacă de aici mai repede. Deci, pleacă mai repede de aici. Ai avut o strategie foarte bună, ne-ai dat note mici. Ia-ți asta, bravo ție. Hai, și du-te. Lasă-ne să mâncăm, să bem, că gata. Ni s-a luat de asta. Ai văzut cine a lucrat? Ai văzut? Băi, eu v-am dat note mici. Nu. Păi, dar bag seama că pe noi, la treaba asta, Cosmina ne-a lucrat. M-ai înțeles? De ce cauzi? Chiar ne-a dat nouă note mici, nu i-am dat ei note mari și uite cum i-a câștigat. Hai, te vezi? Asta a avut. I-a avut strategie. Noi nu ne-am dat seama de asta. Dar oricum, nu, e o fată mișto. A gătit foarte bine alea. Ce-ai gătit, mă, acum? Doamnelor și domnilor, încheiem aici o ediție atât de fericită a emisiunii Cireașa Cătător. Doamnelor și domnilor, după cum încheiem aici această ediție. După cum vedeți, zâmbetul este pe buzele tuturor. Și ochii înlăcrimați de durere, de suferință. Care noi. Și de bucuria momentului pe care îl trăim acum. Cum sunt de 5? Sănătate. Mi-a dat 5. 5 ți-a dat. Ți-am dat 5. Poate 6. Poate 6. V-am pupat, la revedere. Care eu am dat 10. Acum stă să ne scoatem ochii. Și ei și ei. Eu nu, 5. În momentul ăsta, tuturor ne pare foarte rău că aceste întâlniri se termină aici. Te pup, la revedere, care mi-a dat 5. Sărbători fericite, nu ți-am dat 5, mă, ți-am dat 9. Nu tu, mă. A, bine, mă. Ce se întâmplă? El e băiat bun, dar are și... Dar are și defecte. Asta e. V-am pupat, numai bine. Mi-a dat 5. Asta e. Să ne vedem cu bine în 2014. La mulți ani. Că, mă rog, e noiembrie, vine decembrie, vine anul nou. Pa, v-am pupat. Dacă nu ne mai vedem, sărbători fericite. Trebuie să știți că e prima oară când gătesc orice. Nu știu, uns o felie de pâine cu unt. Știu, cel mai bine știu să pun apă în pahar. Nu am spart un ou să facă un ou ochi. Și să adaug lămâie, oricum mai este deja o delicateză. Vai, Jay-Z, Joe. Ah, deci cu asta nu ne-am hărică altceva. Bine, oricum el comentează la până tot. Până în momentul ăsta, nu sunt obligat să gătesc nimic, e perfect. Și este cu busuioc proaspăt.